determinați coordonatele focarelor, excentricitatea și ecuațiile asimptotelor hiperbolei 16x pătrat minus 25y pătrat minus 400 egal cu 0. Știți că ecuația unei hiperbole este de forma x pe a pătrat, x pătrat pe a pătrat minus y pătrat pe b pătrat plus sau minus 1 egal cu 0. Hiperbola și hiperbola conjugată, da? Prin urmare, hai să o trecem sub această formă, deci o să zic așa, x pătrat pe 1 pe 16, împărțim întâi prin 400, scuze, împart prin 400 și îmi dă 16x pătrat pe 400 minus 25y pătrat pe 400 minus 1 egal cu 0, îl trecem pe 16 jos, 400 împărțit la 16, cred că se împarte exact, nu? Da, e 25. Deci vine, trecându-i jos, vine x pătrat pe 25 minus y pătrat 400 împărțit la 25. Mai stau să fac, e 16, da? Minus 16, y pătrat pe 16 minus 1 egal cu 0 sau altfel spus, x pătrat pe 5 pătrat minus y pătrat pe 4 pătrat minus 1 egal cu 0. Deci iată că au din ecuația de mai sus este 5, B-ul este 4, da? În primul rând, focarele. Păi știm că ecuația, coordonatele focarelor sunt C pătrat egal cu A pătrat plus B pătrat. Adică egal cu 5 la pătrat plus 4 la pătrat, 25 plus 16 este 41. Deci C-ul este plus minus 41, de unde focarele au coordonatele radical din 41, pardon. Așa, deci vor avea minus radical din 41 și 0 și focarul radical din 41 și 0. Da? Bun. Iată, spre exemplu, dacă vreți și graficul, îi arată așa graficul acestei hiperbole. Da? Au este vârful hiperbolei undeva la 5, la minus 5, iau și B undeva la 4, minus 4, da? Unim aceste perechi de puncte. Astea reprezintă, asta este o asimptotă, la fel asta la altă este o asimptotă. Da? Și hiperbola noastră trece prin, ăsta este vârful hiperbolei 5 aici, da? Asta este hiperbola noastră, da? Bun. Și focarele sunt aici undeva. Ăsta e f de radical din 41, 25 plus 16, dar nu l-am greșit, și 0. Și ăsta este f, ăsta e f1 să zicem, și ăsta este f2, f1 și f2 de minus radical din 41 și 0. Ce mai îmi cere problema? Ecuațiile asimptotelor, deci focarele antenate, ecuațiile asimptotelor, iată, repet, sunt y egal cu, pentru că este dreapta, atenție, care are y-ul 4, x-ul 5, deci panta este 4 pe 5 aici la, așa, 4 pe 5, da? Deci este 4 pe 5 ori x și a doua este cu panta negativă, y egal cu minus 4, minus 4 pe 5 ori x. Astea sunt ecuațiile asimptotelor. Ce ne mai cere? Excentricitatea. Excentricitatea hiperbole este numărul e mic egal cu c pe a. Da? Adică, în cazul meu, radical din 41 supra cât era? Supra 5. Asta este excentricitatea. Și cu aceasta am terminat problema.